Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul Paul Balog, unde se joacă de dimineață până seara War Thunder. Dragi iubitori ai jocului War Thunder, sau pentru cei care nu știți acest joc, nu se poate un joc mai frumos cu tancuri, avioane și vapoare. Bine ați venit, dragilor! Astăzi este duminică și mai avem un pic până în 2023, așa că ce avem de făcut decât să ne jucăm War Thunder? Și după cum vedeți, și-a luat băiatul F-16A, o minunăție de avion. N-am nimic de făcut decât să mă bucur de War Thunder și, bineînțeles, farmez în continuare pentru Winter Event. Waveule, să rămână nea Paul, hai să trăiești, Doamne ajută, Waveule. Mă, cum ți s-a întâmplat ție să-ți ia racheta aia razna așa? Salut, domnul Paul, sănătate, vine anul nou. Abia aștept să ne jucăm și în 2023 împreună. Imediat să dau drumul la ăsta. Oh, Flaviu, salutare! Tu mă întrebai mai devreme dacă fac live, nu? Sau când mai fac live, sau ieri când m-ai întrebat. Iată că am venit. Iată că a apărut și bătrânul care joacă numai World Thunder. Chiar am proiect să-l transmit pe contul... Ce zice? Zici tu aici? Este un pic. Ne auzim, Doamne ajută! Chiar voiam să-ți transmit cu contul premium, altfel iau tancurile. Chiar voiam să-ți transmit... Nu înțeleg întrebarea, Andrei. Nu înțeleg de ce s-a învârtit în jurul meu când vrea să mă omoare pe mine. Racheta aia, da, pentru cei care știu, ui, va atras și el cu racheta, chiar el și-a luat o rachetă așa, efectiv, ca în filmele alea rusești. Mă, după cum vedeți, am deblocat și F-16, un avion foarte bun, e greu de jucat la bărul ăsta. Spune și mie un avion bun să văd care sunt la reducere, uite aici. Ăsta e un avion senzațional. Pam, 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 pam. Ăsta e un avion senzațional. A5C-ul, dacă vrei să-l iei, merită toți banii. Și gen, am jucat 2 ani de zile jocul fără cont premium. Abia acum am, așa, nu se pronunță cuvântul și nu mă mai chinui atât de mult. Păi asta e avantajul. Asta e avantajul, my friend. Și la plane să-ți mai recomand, Flaviu, imediat. Ăsta e bun, dar trebuie să știi să joci. Ăsta iar este un avion foarte bun cu care faci discount foarte, faci research foarte repede. Ăsta. Su-7 BMK, ai pus 4 bombe cu napalm, te-ai dus pe bază, ai dat bombele pe bază și dacă mai faci un ground kill și un air kill, ți-ai făcut 1000 de puncte. Eu m-am oprit cu un premium de o zi pentru prima dată în 2 ani, exact. Bă, hai să o luăm încet așa. Am mai umblat eu la setări. Hai să vedem. Vezi deschide chesturi pe live? Păi nu am bani să deschid chesturile și ăla am înțeles cu cheia cu dinamita aia se deschide când? Nu uita să-mi dați și mie un like și un dislike ce vreți voi pe acolo. Mulțumesc. Deci alea sunt 2 avioane pe care ce le recomand cu cea mai mare încredere. Distribuție în flux într-un grup. Orta în România. Se merită să deschizi chestul? Nu. Nu. Nu se merită. Crede-mă. Nu se merită. Oh, vezi că poți să dai cu bulgarii. Cine ce răzvăni că să treci domnul membru? Vezi că poți să dai cu bulgări de zăpadă mecanice în hangar și eu am dat deja like, mulțumesc așa, mulțumesc Flaviu, măcar un cep, costă doar 60.000, cu tot cu cheie. Hai să vedem. Răzvănică să trăiți, Doamne ajută, bine ai venit domnul membru pe acest canal. Știu că poți să dai și mai dansează și gagicile alea, unele ridică cracul, altele să fac așa, am văzut. Cum dai cu bulgări? Pur și simplu apeși cu mouse pe unul dintre oamenii din hangar și o să vezi că își dau cu bulgări. Ați văzut ce schimbări aduc cel de la World of Tanks? Nu mă interesează. De ce m-ar interesa, sincer spun. De ce m-ar interesa, mă friend? Părăi să vede bine? Am mai încercat, vedeți, am mai umblat un pic la setări și nu se mai vede cerul atât de alb, dar totuși pe live poți să faci probă dacă ai timp cu A5. Da, vă adu-mi aminte, următorul meci îl fac cu A5. În realistic betas, da, păi nu mai realistic eu.
După cum vedeți pe live, nu știu pe live dacă se vede, am încercat să dau un pic rezoluția, sau mă rog, am mai schimbat HDR-urile acolo, am încercat și eu să fac mai calitate. Update-ul de la World of Tanks, nașpea, efectiv e prea încărcat cu nebunii. Nu știu, spuneți-mi și mie, hai acum dezvoltați subiectul dacă tot. Vor avea hărți interactive, adică poate să cadă zeppelin pe hartă, se prăbușească clădiri între nave și poduri. În World of Tanks? Acum se vede mai bine. Ah, Doamne ajută, mă bucur. Mă bucur că mă deranjează și pe mine, imaginam și dacă neapărat să mă deranjeze pe mine, dar nu se vedea... Nu se vedea ok. Și uite, acum i-am dat pe rezoluție, i-am dat 400 pe 09 aici, știi? Salut, Frost Dungeon! Dungeon! Uite, i-am dat așa, acum cred că e și mai bine. Și, Paulie, că te-ai băgat în clipurile anterioare, era pământul prea colorat. Mă, sincer, vă spun, mie îmi place colorat, viu colorat. Dar se pare că nu se vede bine aici orizontul, între orizont și noi. Am văzut că nu se vede foarte bine și am încercat așa, varianta dama cu camere. Hai, cum vedea, noi găsim la un moment dat varianta potrivită. Șase kilometri. Mă ia, bă. M-a luat, bă. N-ai ce să faci. Sunt atât de performante rachetele astea rusești. Totuși, e enervant la World Thunder cu culorile. Părerea mea, e prea luminos jocul și încerc. E, vezi? La tine poate se vedea bine, dar pe live nu prea. Asta e diferența. Asta e diferența. Uite, eu mi se pare că acum e un pic am întunecat. Dar când sunt pe live, joc mai întunecat. Când sunt pe... Acum se vede foarte, foarte bine. Doamne ajută, mulțumesc de Dumnezeu. Îmi sparge ochii, mi-aș dori să mai lucreze la nori. Aici, norii pe ortandă, râți cam urâței. Dragoș, salut, bine ai venit, Dragoș. Bun, hai să ne ducem cu A5. Da, aici, nu cred că e PlayStation-ul, că te duci alte jocuri, frate, sunt cristal, te duci pe Netflix să vede cristal. Contrastul ăla între orizont și nori acolo, băi, scoate ochii, efectiv. Și eu, de exemplu, când mă duc, uite, de exemplu, ce s-a vede urât acum? Ia, hai, uitați-mă, s-a vede urât. Uitați-vă și voi ce frumos, ce imagine frumoasă are. Perfectă, claritate. Ia uitați-vă și voi, poți să citești aici pe astea. Uite, și când mă joc eu, e mult prea luminos și nu-i dau de cap. Mă gândeam că ai tu ceva setări. Bă, uite, setările mele sunt așa. M-am dus în HDR, i-am dat un pic luminositatea mai mic. Fără HDR, n-are culori. Mie îmi plac culorile. Uite, bă, frumos să vedem, să moară, mă, să uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cât de frumos să vedem. Căiași ochii lui. Hai de cam ce clar. Uitați-vă și voi cum se vede Paul ăla acolo. Așa, și m-am dus așa, am tăiat un pic de luminositate în HDR, nu pot fără HDR. Și aici la HDR settings, i-am băgat 0.8, sau pot să uite, eu de exemplu joc așa. Uite, mai luminos, mai frumos. Dar nu-mi iau ochii, nu mă obosesc ochii. Și 450. Dar zic că e un pic mai mare. Și am dat acum 400. 400 și 0.8. Vezi? Așa, mai întunecat. Să vedeți așa frumos. Ați văzut ce skin-uri au băgat în ordine? Hai să vă arăt. Nu știu dacă ați văzut toți. Ia uitați-vă, știți? Paule, un exemplu. La mapele gen desert îți rupe ochii. Îmi rupe ochii. Da, da, și mie rupe ochii. Bun. Haideți să vă arăt. Știți că puteți cumpăra skin-uri în War Thunder dacă faceți cartonașe Warbonds. Adică dacă vă faceți misiunile astea, vă ajută pentru Battle Pass și faceți și niște cartonașe Warbonds. Ok. Știți că puteți cumpăra cu Warbonds Shop. Puteți cumpăra anumite chestii. Și dacă faci level 5, poți cumpăra Air Vehicle de rang 4-5 sau tank vehicul de rang 4 și 5 și am cumpărat astăzi un skin Air Vehicle, da? Și am cumpărat al doilea skin, mi se pare că ăsta, tank vehicle. Și ia uitați ce am câștigat. Ia uitați-vă frumusețe ce a câștigat data, Paul. Câștigat, mă rog, câștigat. L-am cumpărat cu Warbound și mi-a dat acest skin care este premium.
Ce părere ai de bombardierul B-6 USSR? Ne uităm imediat. Ce frumos. Uitați-vă și voi ce mișto e. I-am pus așa. Romanian, asta e sigla modernă a armatei române. I-am pus crucea aviatorilor români în al doilea război mondial, am pus drapelul României și am pus cățelușul, e brigada nu știu ce aeriană din al doilea război mondial. Și am mai câștigat, stați că vă spun imediat, Leopard A1-5, ceva de genul. Ia stai să vedem. Ăla nici nu m-a interesat, că dacă nu prea joc cu el, avem România, din păcate nu cred. Nu, nu, nu. Doar ce în joc. Și fără să dai bani în ele. Leopard A1-5. Care e A1-5? Puteți să-mi spuneți și mie? Am mai câștigat un ăsta la Leopard. Uite, uite la ăsta am câștigat. Ia să vedeți. Customization. Da? Ăsta e skin normal. Și am câștigat. Am câștigat? Nu la ăsta? Ba da, nu. Nu, nu ăsta. La care am câștigat? Nu mai știu. Sau la 1.5? 1-1? Habar n-am. Mă, o să mă uit să caut. Habar n-am. Customization. Măi, ești nebun. Stai așa că mă uit eu. Achievements. Uite aici, uite aici, uite aici. Warbonds. Nu. Nu mai știu unde. Manu, salutare Manu, bine ai venit. Emblema României moderne. Da, hai. Bă, nu mă știu, frate. Astăzi, până... Astăzi? Da, astăzi știu că n-am luat. Uite, ia. Uite. F4E. Aici, Leopard 1A5, Desert Camouflage, Leopard 1A5, ia, pe care, nu-i asta? Stai polonez, a, da, uite, pentru mine un pic am 1A5, am zis, da? Hai că mi s-a pus pat acum. A, e pe Franța sau UK, serios? Serios, băi, îți mulțumesc, Dragoș, habar n-aveam. Franța? Ia dați voi înapoi să ne uităm acolo. Leopard 1. A, pe Italia e, mă. Leopard pe Italia. Italia are 1A5. În față, la nume. A, stai că m-ai mutuat. Ia. Nu te-ai, acum mi s-a pus pata. Vreau să-l găsesc. Uite, nu? Așa. A, ăsta e Franța, mă, ai dreptate tu. Ăsta e de Franța. 1-5, da? Sau la Italia. Hai să vedem, 9-0. Hai să-l găsim, Dragoș. Ajută-mă. A, așa e. 9.0. Uite-l, gata, mai dreptate. Și l-am câștigat și pe ăsta. Ia să vedem, bă, da, uite așa. Hai să vedem. Vai. Păi dacă n-am mai jucat de mult, iau-te. Și am câștigat și desertul, fără să dau bani pe el, că este 200 de Golden Eagles, l-am câștigat gratis. Mă rog, munca tot a băiatului este, știi? Deci l-am jucat și post, l-am făcut și post. Dragilor, hai să jucăm cu Chinezescu. Hai să vedeți, ați văzut ce mai luat nebunul? Iau-te-l, ce mai luat nebunul. Iau-te-l. Bă, știți cum e elicopterul ăsta? Șmecher. Foarte, foarte șmecher, foarte manevrabil și niște rachete senzaționale. Credeți-mă, este foarte șmecher. Stai să vă arăt ce mai luat șmecherul. Ia uitați-vă, frate. Ia uitați-vă, frumusețe. Șmecher. Și ăsta, și vă spun și de ce. Este la 10-0 și nu te iau antiaerienele, pentru că antiaerienele intră cu, chiar dacă au de-astea, de 10-0 sau de 9-7, 8-0, 9-0, nu poate să te ia mai mult de 3 km. Te duci la 5 km deasupra și are rachete care bat până la 10 km. Ia uitați-vă aici.
Ia, vreau să aud de la voi, de la câți kilometri bat. Ia, uitați-vă în dreapta, 8 kilometri, da? Deci 8 kilometri și astea, ia, vreau să aud. Firing range 10 kilometri. Vă salut cu respect, like de sărbători fericite, un an nou fericit. Nenorociților, nenorociților, ai noroc cu cel mai drag, cu respect, domnul membru MCM. Dragul, vei face server de Discord ca să vorbești cu abonații? Păi am încercat, e multă hăităreală, nu merită, dacă vreți să îmi dați mesaje, îmi dați pe canalul de YouTube. N-am timp de Discord, nu-i de mine Discord, Dragul. Hai noroc, a mai venit un membru, mă mâncăiești gura lui. Hai noroc, bună seara, cred că mi-au și eu niște skin-uri. Deci ăsta vi-l recomand, este foarte șmecher și ăsta, ia uitați-vă aici. 6 km și are ăsta, cum îi zice, da, astea sunt rachete All Aspect, 8 rachete puse aici. Deci dacă intrați cu ăsta contra avionelor într-un tank realistic, i-ați mânca pe pâine, iar rachetele ground au 800 penetrare la 6 km. Bă, fraților, gândiți-vă că este la 10-3. Ultimul live pe 2022? Nu, cred că trebuie să mai fie unul. Depinde. S-ar putea să fie ultimul sau nu. Bun. Ăsta iar este bun și vi-l recomand. Nu mai știu unde să vă uitați, dar aveți skin pe F16 Gold. Știu, am văzut ceva. Chiar ce a fost pe live-ul de aseară? Hai noroc și Doamne ajută, v-am pupat, să fim sănătoși, ne doresc două ori de avem aici. Am mâncat niște salată de băf. Și mi s-a împunat și nasul. Ăsta este avionul, dacă mă întrebați pe mine, ai văzut noua operație, creezi propriul tău loadout la avioane? Da, ai acolo, ai de mult. Îți creezi load-ul tău, sau cum îți customizezi ce bobe să pui și ce rachete pe avion. Hai să vă arăt ce m-am cumpărat astăzi. Flavius, să-l vedem pe aici, ce uitați-vă ce a cumpărat nebunul. Un ceas de 8 lei, 10 lei de la Ikea, vă să văd și eu, că știi cum e, stai la calculator și zici, e de vreme, mă, e nu știu cât, știi, și stai și când a pus să te uiți la telefon sau la calculator, îți dai seama că de fapt e unul nou. Și ăștia mi-a luat un cesulez de 10 lei, 11 lei, știi, 8 lei, mi-l-a luat să mi-l pun acolo, frate, mai om, bă, câte ceasuri, că m-au ținut nenorociții. Hai să vedem și cu A5-ul, Dragoș, este de câteva update-uri bune. Sus cu el, V1 rotates, ați văzut cum se decolează, mă uit la astea, V1 rotate, fac și le ridică. Mâine poi vine, jucăm Flight Simulator. Vând puțin de 6 săptămâni. Acum l-am văzut eu. Bine, Dragoș! Bă, serios, vin purcei? Adevărul că aș mânca un purcel de la mea. De bă, fii atent aici, nonorocitule. Bă, fii atent aici. Bă, dar dacă îți cumpăr purcel de la mie, faci mă și mie la cuptor acolo. Deci aș mânca un purcel de la lapte, mamă, făcut la cuptor așa și să rumenească șoriciul apoi și când o trebuie să facă hrâșci. Ia auzi, mama, că ți-o vând de purcei. Luăm purcei de lapte, îți facem pe la cuptor. N-am, mă, ce să fac cu el, unde să-i țin, Doamne, iată, îmi tai mișimile să-l mănânc. Dar e bun. Ăsta are niște rachete senzaționale. Are rachetele, nu pot să le văd acum, că nu știu ce am făcut. Are rachetele 35G, Matra R550, senzaționale. Bă, mă bucur că se... Nu, uite, tot albice, se vede pe deșert. Ce e bun în burtă ajunge. Da. Adevăr, un purcelat de lapte așa cu șoriciul ăla așa. Ce vă înjură vegan. Mai bine să fiu înjurat de vegan decât să mor de foame. Bă, un avion? Într-adevăr, uite, la deșert ăsta e... Important este să poți să arunc rachetă. Și ai plecat.
Da? Deci mi-am făcut 153 de puncte. A dat nenorocitul bombele și mie. Ah, nu. Mi-a dat base destroy și am făcut 500 de puncte. Perfect. Luăm altitudine. Cam așa joc eu. Nu vreau să mă ia 10-le. Altitudine cam viteză foarte mare. Și important e să ajung deasupra lui. Deci uitați-vă, am făcut 500 de puncte doar că am te-ai plictisit de F16. Băi, e greu să te juca cu el. Nu este un bereu relaxant. Și am tot jucat cu el ca să-mi iau rachetele și la un moment dat ce să ia. Îți vă spun sincer, mi s-a luat. Pe acum așteptăm. Mai sunt player, mai sunt. Mai duce pe A10, dar văd că se duce. Salut, da, nu, domnul, cum merge eventul? Bă, merge, merge. L-a luat pe ăla. Mă duc pe F5 ăsta. Da, chiar că se vede un pic mai bine așa. Dar uite, pe live tot puternic se vede. Dar asta e de la joc, nu e de la mine. AV8-ul, A6-EU. A6-EU, Jaguar, bă, dar sunt avioane puternice. Mâncă, v-aș vrea asta aici. L-a murit A6-EU. Mă duc pe A6. Prima mă duc pe AV8. No, no. Am pierdut-o. Asta e al meu. Chiar se vede exagerat de bine. Mi-a dat așa ceva. Cum adică se vede exagerat de mine? Eu fac eventul cu cele mai ciudate biere, de exemplu la tancuri. Nu fac ca tot omul 5677, eu la joc la 2-0. Băi, la 2-0 trebuie să joci cu alea premium. N-am reușit să fac nimic Flavius, dar mai încercăm o dată. Ăsta A6-ul are rachetele foarte bune. Se vede pe acolo, nu se vede nimic, văd. Hă? Se vede mai bine? Hai, încă o dată. Ai, doamne, doamne, greu cu avioane astea, e greu, greu, greu cu avioane, credeți-mă. Cum poți lua piticul de la event? Dar nu e pitic de la event, ăsta a fost de Crăciun. Uite aici, te duci pe X-Max, dar s-a terminat pe... A, nu, s-a terminat pe 2 ianuarie, uite, mai puteți lua. La 2-0 nu cred că merge acolo, ce că trebuie să ai minim. Lasă și să dau pisică aici. Ia mășucă, uite-te. Uite-te, du-te afară, du-te la bucătărie. Îl puteți lua, adică doar cu lole. Bă, și eu i-am dat mai întunecat, frate, nu-i de la mine. Adică, chiar nu... Nu știu ce să zic. Mi-am luat o chestie de asta, suport la picioare, care e foarte mișto. Ăsta trebuie să distrugeți 30 de player. Da, am văzut, dar accelerarea este foarte bună. Te salut, Paul, spor la event și la live. Mulțumesc, de pipipi. De ce la puteți să luați? Hai să mai încercăm. Nu că e foarte bun asta la 10-0, vezi că e un avion foarte bun. N-am fost eu pe fază, ce să facem? Hai să mai pun și picături. Mamă, ce mi-a făcut nenorocitul ăsta, pot să-l un purcel la dat. Mamă, să mănânci un purcel de la socul la cuptor așa. Dar mă rog, mai are profi, nu în casă, că n-ai unde să-l faci în casă. Mamă, se facă șuritul ăla, cranc, cranc, cranc. Bă, bă, ce vine nenorocitul, mă. Bine, Wave, tu e special, nu-i așa, Paul? Păi da, bineînțeles, Wave-ul e the special one. Ia vezi CMM-ul, se vede bine acum? Ia, stai să vedem. Să văd? Băi, e mai întunecat, e mai frumos. Nenorocirile când ți-am făcut cu cadou... Băi, îți mulțumesc mult pentru cadouri, pentru elicoptere. Prieten ca tine, nu mai există. Ești fenomenal. Arăți cute fără ochelari. Bă, tu ce mai faci, mă, dacă mai prinde? Hai, doamne, doamne. Deci că e viața, Andy, no, bună ziua, băieți, un an nou fericit prin de împliniri, Doamne ajută să fiți sănătoși. Bă, se vede bine acum, este? Arată foarte bine, Doamne ajută, mulțumesc, Frost Dungeon. Deja am dat comandă de ochelari. Mamă, deci am venit să fie așa. Vorbesc cam tare? Din ce în ce mai tare. O să vorbesc din ce în ce mai încet. Băieți, salvați-mă, sunt sechestrat. Ajutor. Stop! Am drepturi!
Gata, mamă, gata. Te prinde oivul fără vreme, nu știi ce te-a lovit. Exact. Stop. Am drepturi. Îmi dă soția bully. Da, scuzați-mă. Dragi prieteni, Paul, încercați în hangar să trageți cu proiectilele strunte în motor de la F-14, am niște fetișuri mai smici. Ne ferească Dumnezeu! Bărbații au și dreptul corect. Sunați la 119 dacă aveți bulii dat de soții. Tot scopul meu este să iau piticul. Păi da, e foarte ușor de dat. În fața nevestei ai dreptul să asculți. Spun din propria experiență. Nu știu despre ce vorbești. Deci a venit așa. Vorbește un pic cantare. Hello, hello, hello. Stop! Am drepturi! 119! Ai, Doamne, Doamne! Nu, trebuie. Sunt două variante. Ori mă dă afară de casă, ori o dau afară de casă. S-ar putea varianta 1, așa că mai bine vorbim mai încet. Doamne, Dumnezeule, mă. Stai, mă, că am uitat, că am bombe, să ne vedem două ori thunderul nostru. Păi, vorbi. Știi ce se întâmplă, mă? Sunt căștile foarte bune și cancel noise, știi? Îți etanșează atât de bine urechea că nu mai știi pe ce numești. Sunăm la protecția soțului. Ia-uzi, mama! Deci fii atentă, dacă mă mai superi, mamă, mama are o furculiță în mână, mâncava și gura voastră. Deci a zis Johnny de la Cluj că dacă mai faci probleme, sună la protecția soțului. Doamne ajută, dai un purcel. Îți cumpăr un purcel. Auzi că se mai întâlnește ea cu tine. Ai grijă ce spui, Jori. Ne mai întâlnim noi la Cluj. Paul, soții au întotdeauna ultimul cuvânt. Da, mami, exact. Air break on. S-a blocat jocul, nu? Airbrake Retract. Ce hartă superbă. Bă, se vede foarte frumos, uitați-vă și voi. Amurg. Și altitudine. Uite, vă să vorbesc așa. Se aude mai bine acum? Adevărul că știți ce se întâmplă? Bă, acum nu că... Scuze eu, doamnă, dau un purcel. Ai auzit, mama? Gata, m-am scos. Dă purcel ca să nu te supere pe tine. Având căștile astea foarte șmechere, cum apare centra pentru asta, Bolbe? Mulțumesc. Toate tankurile, uite-o aici. Contra-measures, ia uite-te ce scrie jos. Cannon Ballistic Computer On, Rocket Ballistic Computer On. E, astea se aude foarte bine, perfect. Sunt unele avioane, de exemplu ăsta când l-am primit cadou de la Johnny, de la Hăți Sexy Mama, nu avea computer balistic și nu ți arăta unde cad bombele, dar avioane de o anumită generație încep să au computer balistic, așa îi spun, unde cad bombele, poți să... păi cum am tutoriale tale unde trebuie să pice bombele, nu știți pe alea? Computer balistic, nu toate au, exact. Stai că acum facem așa, că noi suntem șmechi, știi? Ia. Hei, nu. Sorry. Bă, Google, trebuie să mă mai și concentrez aici. Cad? Nu e bine. Nu l-am nimerit. Unde? A 10.
Da, unde e A5? Uite, n-am pilot. Foarte experimentat. Acum e prea întunecată harta, este? Lost control. Thank you so much. Sunt 25, dar sunt 3, a 2. Mă duc pe ăsta, că n-am ce să fac. Exact, trebuie să fii concentrat. Mai am o singură rachetă, două mai am. Nu cred, mă, l-a omorât? Nu. A murit el acum. Nu e. S-a dus aici? Unde e? Ce au mai rămas? 3. Dați din coadă invers? Da, 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 știu, știu, știu ceva de genul. Adică să fac așa acum, știi? Ca să-și revine din lost control, ca să zic așa. Unde mai sunt ăștia? Mai am carburant? 9 minute, mai am. Su-25, are rachete bune Su-25. Vei vedea că fiecare au frumusețea lor. Oh, ce frumos vorbește Wave-ul. Hai să vedem. Deci stau foarte concentrat, ați observat? F3D1. Și eu care mă temeam de artificiile de revelion încă. Ia, ia. Da. Target destroyed. Mă, trebuie să ai răbdare, frate. Trebuie să ai răbdare. Răbdare, să nu te grăbești, mai stai un pic, uite ce fac acum, așa zice Wave. Nu te grăbești, ai răbdare până ți-o dă. Gata, am murit și ăsta. Yes! Os. Mamă, ce mi-am dat un cățeș, brate. Două avioane distruse. Flavius, mai ești cu noi aici? Cam ăsta înseamnă A5C. Credeți-mă, este un avion foarte, foarte șmecher. Oricum este și la noroc. Te contrazic, my friend. Te contrazic, my friend, pentru că îți trebuie și un pic de îndemânare, experiență, nu neapărat. Ia stai, nu să mă duc pe asta. L-a murit? Nu. Bă, frate, deci crede-mă... A, a murit. F5. Deci crede-mă, eu fac flotări cu Harrier. Deci chiar merită avionul ăsta. E un avion foarte bun de research. Văd ceva pe aici. F1 al meu. Dar cum să nu? L-am dat, l-am arătat mai devreme, da? Șmecherul de tot. Unde e avionul? Nu e, nu-l văd. Mai am 6 minute, deci nu consumă, faci treabă cu el, da? Da, asta e ideea. Bursu, ce părere aveți despre MiG-21 SPSK? Bă, nu știu, oricum MiG-urile sunt avioane bune, să știi. Sunt dogfight, sunt rapide, sunt manevrabile. Ok, nu eram live. Da, uite-te mai, l-am luat, frate, cum să nu ești nebun la cam. Mi l-a făcut cadou, făt sexy mama. Opa! Ia uitați-vă ce mai avem noi aici. Și uitați-vă și voi, consumă foarte puțin. Câte puncte are Paul? S-aud? Nu vă supărați? Ia, 1577. Premium account, avion account. Premium, avion premium, da? Bun, hai să vedem ce va ieși ca și scor. MiG-21, eu oricum sunt bune ca avioane, n-am mai jucat eu cu ele, că n-am mai jucat. Am aflat cum să folosiți Stage 2 Afterburn. Când aveți 100, dați un click din mouse și vă va băga pe MV consumul mai greu. Păi, n-am știut. Da, toate sunt cadou și mai ales și la mine. Păi, bineînțeles, mă, Google, toate mi le face cadou ăsta, hât sexy mama.
Bă, hai să mă întorc, că n-are rost să mai stau, nu? Mă duc la bază. Am câștigat-o. Deci, victorie, premium account, avion premium. Hai să vedem câți bănuți am făcut. Și două avioane distruse, nu vă supărați. Și bombele lăsate pe aia. 61.000 de Silver Lions. Ia. Deci am făcut așa, research. 19.000 la un avion, uitați-vă, da? 19.000 la module. Vehicle research, 19.000. 61.000 de Silver Lions. Bagă meci cu elicoptere. Bagă acum, fii atent aici. Și am așa asta. Ce mai vezi, mă? Ia uitați-vă și voi. Pam, 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 deblocăm. Am zis că mă duc pe ăsta, Q. Voi știți cât de șmechire ăsta? Vai de capul meu. Vai de capul meu cât de șmechire sunt astea. Hai să dăm și la asta. Super. Deci, ți-l recomand, crede-mă. Este un avion foarte șmechir. Bun. Ia uite. Ia uite, CDPPP. Ia uite, mâncăia jura lui. Un live întreg doar un meci cu elicopter. Păi, cred că e plictisitor, dacă mă întrebați. Dar nu facem noi mai bine un ground? Deci merită. Dragilor, suntem 13 oameni pe live, nu uitați să-mi dați și mie un like, un share, ce mai doriți dumneavoastră acolo să veniți să facă și mie canalul cunoscut. Poate juca la tankuri cu el, se poate, da? Se poate juca. A, sau asta spuneai. Da, uite, jucăm acum aia să vedem. Tau 2B, ăsta se distruge deasupra, vedeți? Iar Tau 2 trebuie să dai în el. Mamă, ce frumos. Și Pauli, Peter, la elicoptere cum este? E foarte, merită. Merită să faci research, faci mulți bani. Faci cam greu research la elicoptere, dar nu mai joci player contra player. Joci pe PC sau PlayStation, pentru grid. Pentru green și pentru bani este bun la elicoptere. Și sunt frumoase, frate, sunt frumoase. Ia să le joc, vrei, ai chef să joci cu elicoptere, joci cu elicoptere. Nu mai de Apache, nu știu ce joc. Am jucat aici elicoptere, vreau să joc cu avioane, nu mai dau World of Aircraft. Îl joc pe ăsta, World of Tanks, îl joc pe ăsta. Și gata, le-am pe toate într-unul, știi, cam asta e ideea. Faci bani mulți, exact. Asta e și ideea. De regulă, aici vine unul. Din păcate ăsta nu a researchit că să am firing, sau cum e? Firing. Opt. Arrgh, e destroyed. I-am dat critical că să-l zăpăcesc un pic. Fără supărare, dar World of Tanks este cam de copii. Nu e nicio supărare, asta e realitatea. Flaviu, îmi plac părerile tale, să știi, adică este, îmi place că ai un bun simț sau mă rog. Dar asta e realitatea, tot. Oh. Eu ce l-am văzut? Eu zic, eu l-am văzut. Mi-a dat-o, voi, o primă. Ia. Asta e realitatea, mă, friend. Da? Ia uitați-vă ce are. Da? Deci are termal, night vision, tot ce vreți. Tot ce vreți are băiatul meu. Că-i joc bun, păi fiecare cu ei place, știi, până la urmă, da, nu e nicio supărare, 7 km, deci eu teoretic aș avea posibilitatea să dau în ei. Uite, am 7 km. Ia uite. Asta e dronă și nu mă interesează.
Uitați-vă și voi cât de bine se vede. Dacă mi-aduc aminte bine, are rachete ghidate cu laser. Da. Păi n-ai, dar e cu laser. Și ai rachete până la 8 km. Și uitați-vă și voi, zumbă, vezi drona. Hai să mai mă duc un pic mai în față. Dar ideea care este? Eu am observat că majoritatea acum joacă, iau o atitudine foarte mare. Cel puțin la BR-ul ăsta la 10-0, dacă m-a dat și cu 9-0, nu, m-a dat acum mai sus. Anti-irene nu duc decât 3 km, 3-4 km. Ia uite aici. Ia uitați-vă ce zoom are. Ia. Opa, meu. Ah, dar ăsta e deja luat. Da, uite racheta mea. Oricum am pierdut-o, nu face nimic. Dar mă rog, ea se duce, săraca. Uite, hai să zicem că dăm pe ăla, da? Uite, racheta mea acum am cam zăpăcit-o, ce-i drept. Ar trebui să ducă pe ăla. Vedeți? Așa, ea acum teoretic se duce pe ăla. Vedeți? Și sunt 5 km. Și eu acum am dat hover. Sunt pe hover, mă doare la basket, da? Și stau la distanță mare, am 5 km. În ce putem lua? Auta-l. Antieriană, da? El nu mă poate lua. Avem aici 25 de secunde, da. Așteptăm racheta. Racheta mea, uitați, se vede? Unde e? Da, lucrează pentru băiatul. Uite racheta, o vedeți? Racheta mea cum vine? Am 5 km 400. S-a mișcat al dracu exact acum. I-am dat doar hit că s-a mișcat scârba. 27 de secunde. N-am nimic de făcut, nu prea am tankuri cu night vision. Deci nu am nimic de făcut, pur și simplu stau, aștept. Uitați racheta mea cum e altitudine. Mai am... Câte rachete mai am? 5. Ia. Target destruit, n-am făcut nimic. Și ce mi-am luat? Am luat antiaeriană. Sunt pe hover, nu mă doare capul. La distanță mare. Aaa, ce-ai făcut, băbiță? Ia uite-l cum stai aici. 5 km. Și uite-mă pe mine. Ce faci când ești cu elicopterul? Altitudine se duce 1200 metri, da? În altitudine. Și aștept. 21 de secunde. 20, 19, 18, 10. A venit avion și m-a luat. Vedeți? Da. Ăsta este singurul lucru care este un dezavantaj, dar până la urmă ăsta de fapt cred că e la pe care l-am omorât. Nu știu. Ăsta este singurul dezavantaj. În rest, tankurile și antierene n-au ce să-ți facă. Deci, mai două gesturi și vapor și le-am. Păi și eu tot așa. Hai. Enemy kill assist. Doamne ajută. Zici că stai pe geam în tren. Rar găsești jucători care să stea într-un loc în timpul jocului. Google. Eu zic că merită toți, merită cadou, scuze eu, pentru că doar avioanele te pot lua. Și o să faci treaba cu el. A venit Alina, bă, jur, Cristi, animal, salutare, băi Alina, chiar mă gândeam la tine, jur că m-am gândit la tine. Zic, ce o facem în onorocit, tu e fi tălcune, ceala? Ce faci, mă, Google, cum o mai duci? Animal, cum o mai duci, tată, să trăiți? Ce pot să văd eu pe aici? Ia. Aici era scârbă aia nenorocită. Salut animal. Uite, nu era unul aici? Ce știu. Un bine v-a așa de șchepătat, nu mai zic nimic. Și tu nu iartă mai pățiști tu.
Ce vezi, bă, fraților, v-ați îmbrăvit cu totul. Eu m-am așezat bine aici, dar... Cred că nu prea am ce să fac aici. Când voi juca și noi urteam de pe telefon. Când vom juca? Bă, nu merită pe telefon, pentru că na. Dai result și la al doilea F16, bă, deja e un sfert la din el. Mamă, ce rău e că e noapte, frate, nu fac nimic. Am auzit ceva. Aud. Ce bere? Bă, eu sunt pe 10. A, e al meu, mă. A, ce m-am speriat eu. Ia uite-l, mă, unde era. Eu mă pregătesc, te aștept. Ai de capul meu, dar nu se vede nimic. Am făcut și este beta, doar în ultima oară. Am văzut că este beta. Păi da, mă, dar nu se compară cu asta cu Google. N-are nicio treabă. Păi telefon va fi așa, să-ți ia banii. Sau mă rog, pentru cei pasionați. Unde Google-ul ia să vede noi? Nu-l văd, iubitule. Vai de capul meu, nu vezi nimic, bă. Ferească. Mai stă. Cu ce avion faci tornadul la event? Băi, n-am ceva presărit. Știi cum este, să o joci peste tot și asta e adevărat, dar nu va fi, nu cred că vei folosi același cont. Da. Te uite, deci astea au... Aha. Ia și mă frângesc un moment. Uite-l. Hai, că ți-a dat tot chiar liniștit. Ia mă, ceva? Da, sunt convins. 1028 m-a luat, mă. Da, frumos, 1028. Robert, nu joci avioane la 87? Am jucat mai devreme 87. Tu ce heli la Wave? Hai să încerc pe asta. Spooky! E și Spooky cu noi aici! Și ăsta e premium, ăsta nu e premium. Bă, mă duc, nu mai stau, că pe mine m-a luat elicopterul. Până la urmă, dacă m-a luat elicopterul. Am curs sunt foarte puțin. 18 oameni pe live! Dragii mei, nu uitați să-mi dați și mie un like, dislike, share sau subscribe sau ce doamne iată mă mai fi. Hâțule, mai bagă-mă și tu mesajul ăsta din când în când, nu uitați de like, subscribe, că merge. Mulțumesc Dumnezeu, Doamne ajută, mulțumesc că suntem sănătoși, că ne bucurăm de War Thunder, că mâncăm salată de băf. Ușorțule, aia se mică, ușor canalul, e bine. Doamne, dar nu văd nimic, mă, pe hartă asta. Are rachete pe invers, n-ai văzut clipul ăla? Aia e al meu. Asta e al meu. War Thunder nu este free. Te costă tu sufletul. Bă, să știi. Bine zis. Deci face parte din viața mea. Ăla e al meu. Deci Dragoș, aprob și susțin. Corect. Are dreptate, Dragoș. Foarte bine ai zis-o, Dragoș. Deci aici nu poți să mai iasă nici. Dacă mai vine ceva aici, să mâncați. Wow, Lucian, zic că vine racheta după mine. Mamă, ce zonă are, mă, că e jura lui. Mai știu, că n-am ce face.
Câți ani ai, Dragoș, dacă nu te supăr? Dacă nu te superi? Bravo, să fii sănătos. Microb rău ăsta. Dacă te apuci de... Băi, adevărul, întrebam pentru ei. Cum nenorocit. Băi, adevărul că e cel mai frumos. Cel mai frumos. N-ai, altceva nu mai ai la ora actuală și nici nu cred că va mai fi. Dragilor, două tancuri, trei asisturi, 1258, unul la locul elicopterul. Eu intrasem să mă uit pe Netflix și te-am văzut live și am intrat pentru tine. Îți mulțumesc mult de tot, Bălțatul. Domnul Bălțatul, scuză-mă. A intrat Spooky, nonorocitul. Haide, domnul Spooky. Hai să mai jucăm cu avioane, 10-0, habar n-am. Hai să le dau și eu, băiețele. Mulți înainte, toți am intrat pe el. Așteaptă meteorul dacă poți. Ai idee cum poți să dau research mai repede ca în premium, dar parcă nu e ce trebuie? Păi trebuie să te uiți în primul rând, uite-te în partea de jos aici, la vehicule, de exemplu la Dardo ăsta, da? Sau cât până dracu' e celălalt ăsta? Dardo, da. Am research cu premium account 452, da? Și reward pentru bani 225%, deci vorbesc 452. Dar ia du-te, de exemplu, uite, îți dau ca exemplu, Tiger 2 Sla, care este premium, am 552 research și cu 4% și 405. Tu trebuie să fii atent, fiecare, uite ăsta de exemplu, Tiger 2 P are doar 332%. Uitați-vă foarte bine, uite la avion. Ăsta are research reward 500%, fraților. Și nu e premium. Dacă mai pui și talisman, păi l-ai rupt în două. În schimb, F4E... pe care am pus talisman, are 696 research. Asta vă spun, uitați-vă cum faci bani, sau uitați-vă neapărat și la costul de reparație. Ăsta e 10.000 reparația, la asta e 12.700 reparație. Tank premium și comp premium, ce mai vrei? Da, păi asta zic, da. Cum pui talisman? Talisman, de exemplu, uite, mă duc să cumpăr, am IAC 28, da, și am niște golden. Te duci în modification și aici ai talisman. Acum nu este momentul să pui talisman, pentru că nu-ți dă hâți cadou. Că el face cadourile și el are suflet. Ce facultate ai făcut eu? Rahoma! Stai că iar am luat asta. Dar când se reduce la 50%, merită să pui, nu știu, te uiți și tu așa. Băi, eu cu ce joc cel mai mult? Hai să ne uităm. Da? Și mă uit așa. Service record, da? Mă duc aici și dau un reset. Cu ce joc eu cel mai des? Am jucat cu Tiger 2 Sla. Tiger 2 Sla, da? Ăsta este premium. Am jucat cu Panther A. Și mă duc la avioane, da? Și mă uit aici. Ce avion am jucat? Cu Junker 288, e premium. IS-6. Ăsta la fel e premium. Adică, bă, cu ce joc eu cel mai mult? Uite, am jucat și cu M3 Bradley foarte mult. Pac, îi pun un talisman ca să fac research mai mult cu el. Înțelegeți? Invite. Trebuie să vă... Ia uitați-vă ce am eu aici la avioane ca să deblocheze toate avioanele de la americani. Ia uitați-vă aici. Ia vestat. Talisman pe ăsta am deblocat toată America, da? Până la bereu mai mare. După aia am zis așa, bă, pun pe F4E, pun talisman ca să le deblochez pe astea. L-am când a fost să iau F7, tot așa, nu mergea. Am pus talisman pe ăsta, am pus talisman și acum, de exemplu, am deblocat F16, majoritatea le-am făcut cu ăsta, pentru că ăsta faci 2 kill-uri pe meci. Băi, am pus repede un talisman, că era la discount de la cât sexy mama, înțelegeți? Și am deblocat ăsta. Și uite, ăsta e deja o treime deblocat. Nu mi l-a făcut hâț cadou pe ăsta, pentru că eu n-aveam ce să mai fac cu ele, că le-am. Ce rost avea să mai cer cadouri aici, înțelegeți? Bă, pun un talisman pe ăsta și e face research 696%. Față de 464.
Nu, 200%. 200% îți dăm plus. Bun, hai să-l invităm pe animal, am zis, nu? Și dumi aici, eu, te las Black, MCM-ul, Mari, uite-l pe Mari. Trebuie să plângă buzunarele. Îmi faci și mie cadou un IS6. Cu cea mai mare plăcere îți fac cadou IS6. Mâine îți fac cadou un IS6. Octopus, trebuie să plângă buzunarele. Să plângă buzunarele! Hai, îi dăm drumul la treabă? Cu ce jucăm? Ia să vedem, cu ce e ăsta micu? Su-25. Nice! Haide! Ne băgăm pe Su-25. Bun, uite, intru eu cu Su-7 BMK, să vedeți cum am făcut. Cristi Animan. Mama animalului, măcar ți-ai ieși gura ta dacă te găsesc eu pe tine. Uite-l aici, mă, cum să nu găsesc. Bun, hai să vă arăt. Păi dă și mie, vai, ți-am dat mână, norocitule. Hai, jucăm cu avioane. Jucăm cu avioane 9070. Deci cum am deblocat eu, uitați-vă, mai am un pic și mai termin și ruși. Deci eu cu avionul ăsta am deblocat MiG-27M, Mi-27K. Aviz doritorilor, pentru cadouri, lăsați datele de la card și vă fac să-mi joc o casă, mă. Și ce? Aolo, s-au dus 400 de pe card, am primit mesaj. Nu, nu e adevărat, mi-a făcut hâț cadou în avion. Bun. Așa, eu am deblocat astea, bă, și a fost multă muncă, adică l-am luat pe ăsta, Su-25, l-am deblocat, tot așa, dar lisez la asta. Am deblocat cu Su-7 BMK, a primit cadou de la Hot Sexy Mama, da? Bun, acum tot așa, mă duc cu ăsta și dau să deblochez astea. Ce ne trebuie, mâncare călduță, exact. Hai să jucăm repede cu avioane, la 97. 97 se acceptă, eu joc cu 93. De ce? Pentru, mă rog, nu vreau să mă încordez că... E de aici, de la grăsime. E de aici, de la grăsime. Hai să vă arăt cum joc eu. Și foarte simplu și foarte rapid. You know? Apropo, a început eventul. Da, uite, am o mină punct. Hai să-i dăm drum. Toată lumea ready? Hai, vă spar să mă răgeți. Și cu Su-25, vedeți că Su-25 e mai șmecher decât A-10. Cei care aveți avioane la ruși și vreți, aveți Su-25 și vreți să deblocați Rusia, eu aș cere cadou de la Hot Sexy Mama un talisman pe Su-25. Este foarte bun. Are rachetele la fel de bune ca A-10, și, dar viteza este cu vreo 300 de km mai mare. Că nu mai stai să pui bombe și alea, nu, te duci pur și simplu pe avioane. Apropo, zilele următoare am pregătit un colaj de 5 minute cu kill-uri făcute de A-10. Warhawk, nu? Warhawk îți zice parcă. Eu mi-am luat MiG-21 primul, ca să fiu sincer, am cam regretat. Trebuie să știi să joci. Mamă, mor cu netul la picat, mi se mi-a scos din meci. De asta vă zic, aveți grijă ce jucați, cum jucați. Eu nu mai luam MiG-21 Premium pentru că nu e genul meu. Îmi place, am jucat, am deblocat, dar eu sunt pe strikere, eu sunt pe fightere de-astea moderne. Mie nu-mi plac, nu neapărat moderne, nu mă mănânc foarte bine cu MiG-21. Nu e avionul meu preferat. My mother Russia, bună seara, domn Paul, vă salut, nu te-am mai văzut de mult, să trăiești, bine ai revenit. Rechetele de pe carrier sunt stricate, sunt ciudate. Bă, frate, păi eu când am luat carrierul din donații, am dat 300 de lei pe el. Deci făceam 4 kill-uri cu 4 rachete. Tu 2. Ce dracu' ăsta tu 2, mamă, că nu știu de unde să-l iau. Uite, spooky. Și aici îl avem pe animal. Ăsta mie mi se pare că tu ai un avion foarte bun, dar trebuie să știi să joci cu el, trebuie să știi să-i dai loc cu rachetele. Și trebuie să zbor la altitudine foarte mic. Eu în situația asta, eu trebuie să mă duc acum pe baza aia, stai că am uitat. Și eu anunț că mă duc pe baza aia. Attention to the mail, ca să nu se mai duc altcineva, you know? E, rachetele de la Hire, bă frate, S-A-A-R sau S-R-A-M, S-R-A-M-M, bă frate. Deci făceai 4-2 kg, le-au pe meci așa, le-au stricat, le-au nervit. Dar dacă cu Harrier-ul ai prins avionul în față până în 2 km și ai dat cu rachetele alea, așa îi faci. Aleluia, aleluia, împotriva extinție. Bă, nu, ăla nu e un avion în fața căruia se pierzi, să spun sincer. E bun extinție, eu, uite, Spirit, de exemplu, zicea că nu, lui nu-i place, altora le place. Mie nu-mi place că nu-l am.
pierde foarte repede viteză. Păi asta e ideea. O, bună seara, Bădină, salutare domnilor, să trăiești. Bă, am văzut Doriu la tine pe Discord. S-R-A-M. Ia uite, și m-am dus pe bază, Herierul nu o să vină pe mine și dacă vine pe mine mă doare la basket. Da? Pe mine vine scârba. Aolo, ce prost am dat astea. A murit bunica mea luni din păcat. O, condoleanțe, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Nu mai... Hai, m-a luat. MiG 21. Short range anti-air missile. Deci eu am făcut 442 de puncte, da? Am făcut 442 că am dat pe baza aia. 689, iertați-mă, că atunci, după ce am lăsat napalmul, flăcările au ars și a distrus baza. Deci din plecare, dacă reușești să dai bombele, ai făcut 689 de puncte. Bă, frate, condoleanță, ne pare rău, Bădină. Bă, dacă stai sau, dacă joci cu air-to-air și faci un kill de avion, îți dă 600 de puncte sau 700 de puncte. Nu mi-am făcut treaba. Pac, am ieșit, am intrat, am ieșit, am intrat. You know? Hai să stingem ca să nu ia foc. Asta spun. Adică trebuie să găsiți varianta unde... Uite, ăsta e un avion foarte rând. Un sfat am, dacă se poate, să vă iubiți bunicii, să-i prețuiți cât mai mult. Cogule, eu asta am spus de mult, așa este. Condoleanță. Când îi ai, uite zilul fiul meu, băi, când se duce pe la tataia, pe la mamaia, se duce pe acolo, stă un pic pe telefon, bună, a, ce să fac eu acolo, mă plictisesc, băi, când o să ai, o să fie dor de ei. Eu am stat până și-a dat ultima stare, sărac. Din păcate, sunt ale vieții. Out. Animalul, animalul. E, ăsta. Da, uite, vezi, tu de exemplu nu te mai duce pe ăsta, că ăsta vine pe tine, ia. No, 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 nu, interviu. No, nu mai trage, nu mai trage. Fugi. Tu trebuie să încerci să ajungi în spatele lui. Mi se pare că și rachetele astea sunt pe la aspect. E, tu acum du-te pe aici, că ai viteză mai mare ca ea. E important să mergi înainte. Până 2 km dai. Și nu dai când e la 90 de grade. Nu dai racheta când e la 90 de grade. Ai luat? Acum ridică-te, ridică-te. Nu dai racheta acum. Fugi, nu. Da. Nu mai întoarce după el, că spui viteza. Du-te înainte. Nu mai intra în dogfight cu el. Du-te înainte, nu te mai... Nu, 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 nu te mai duce după el. Uite, vine după tine acum. Ai pierdut. Ai pierdut viteza, el acum te mănâncă. Ai scăpat. Ai scăpat că a venit, te-a ajutat ăsta, avionul ăsta, F-104. Gata, ai scăpat. Dar și când ai văzut că nu mai ai șanse să câștigi, te-ai dus direct la viteză. Și abia la 4, 3, după 3 km, 4 km te-a pus și întorci după el. Eu cred că aici greșiți, tu, că rămâi în dogfight, și eu am pățit-o, toată lumea a pățit-o, rămâi în dogfight și ăsta își pierde foarte repede viteza. Păi niște rachete foarte multe de pe el. Am luat frame de kill. Ai, bă, capra tău. Tu ai niște rachete foarte mici, după ce bagă tankul. Gata, băga și tankul. Un sfat pentru animal. Oprește web-ul când întorci așa, tot mai repede. Ai văzut? Pentru că web-ul te întorci. Îți faci pentru mine asta. Minus 39.000. Pare rău. După ce că n-avem bani, ai mai lăsat de kill. Mi se pare că pe el și-i zici, vai de capul lui Cristi. Hai, ne băgăm la tankul după aia, vezi că vreau să facă. Cola, nici rece, nici calde. Nu v-au auzit bine de motoare. Acum am auzit bine. Deci cola, nici caldă, nici rece. Este perfectă. Ai vin în stânga jos. Nu, nu dai bine rachetele.
Nu dai bine rachetele. No! Nu, păi uite tu cum dă cu darea, cu flamul, de ce să dai rachetele? Dă-i acum, dă-i! N-ai mai rupt glasa. Și colivatorul e bună, da. Oooo, ai ajuns la baza lor, fugi! Du-te jos, jos la fare, nu mai întoarce, că vine racheta de la aeroport! Ia, pregătit de război, de brigada aia. Ce a pus șurici? Mamă, ți-ai luat artificii, bă, nebunule, bă, bă, bă! Bă, dar ce, Doamne, iartă, cât ai dat, mă, nebunule, pe astea? Doamne, câte artificii și ăla nebun! Pregătit de război! Aleluia, exact! M-am obișnuit cu F-5-ul, mai are multe gloanțe. Are mai multe gloanțe. Da, uite, de exemplu, mie nu mi-au plăcut rușii, pentru că nu au gloanțe multe. Bă, nu e genul meu de avion. Mie îmi place să trag, să mă vezi ce trag cu A10. S-a terminat meciul? Nu. Hai să vedem de curiozitate. Doamne, nu e sănătos. Bă, dai 1500 de lei ca să-i arunci în 5 minute? Ferească-mă Dumnezeu dacă ești tu sănătos. Trebuie să te însuri neapărat să te mai oprească un pic. De la cadouri. Ia să vedem câți bani am făcut, câți research ai satinat, Victorii. Am făcut 7000 research, doar că am dat pe bază și fără să... Unde aveți, acolo aveți infinit, exact. Doar că doar am dat pe bază, dacă mai făceam și un kill de avion, eram boier. Și vezi că fac research la 10-3, da? Bun. Hai să ne mutăm pe 97 tankuri, am zis, da? A, e cadou de la mine. A, bă, te rog eu frumos, anul viitor nu mai cere să-ți fac cadouri de genul ăsta. Băi, spuneți-mi și mie, cheița asta, mă rog, ice chest, voi lua când voi face cele 10 module? Mamă, minus 37.000 la reducere. Ți-a dat-o. I-ai plătit spitalizarea cu succes, animale. Hai, ready boys, că vă spar cu bătaia. Pardon, pe tankuri. Ai, Doamne, Doamne, ei plătiți spitalizarea. Bun asta. 22 de oameni pe live, nu uitați să-mi dați și mie un like, share, dislike. Păi, da, îți spun eu, dacă aveai nevastă, sigur aveai scandal în casă. 1500 ești nebun, e un porc. Bune, ce trebuie că ești nebun așa, dai bani. Mai întreabă-mă și bune că mai faci cheltuielile astea. Sunt eu nevasta, da, da, atunci. Doar de la distanță. Bă, îmi place crizantema, Doamne, ce îmi place crizantema. Și apropo, Tornado are radar loc pe tankurile de la ground, cum are crizantema. Deci, merită. Are you ready for... Cum era, mă? Are you ready for... Cum era? Ajutați-mă și pe la box cum face. Aveți cufăr să cumpărați 50.000? Nu știu unde să intru. Asta sunt toate pe gol, dar ești nebun la cap. Bani de țigări, banii de țigări. Bă, dai dracu de țigări. Nu mai luai, ești nebun la cap. Aici sunt ce spune, dar nu am. N-am ales cumpărare. N-am. Inventar intern shop, asta erau. A, fii atent, mai spar cu bătaia, să moară Jax. Unde mergem noi aici? Aolo, mă duc aici cu câți ani temă și văd toată zona asta, fraților. Hai să bag și eu ruși. S-a terminat. S-a terminat șmecheria, mă, friend. Uite, de exemplu, iar cadou de la hârtie sexy mama, Johnny, tot ce vreți voi aici, premium ăsta, ăsta, scuze, da, skin-ul ăsta, ia să vedeți ce frumos e, auto skin frumos, nice, ăsta e de la cutii de alea deschise pe Golden, deci mi-a dat ăsta, uite, ăsta, hârtie sexy mama,
Ia mă, deschide și deschizare. Bine, bă, zic, gata, merge treaba. Cadou! Termal frumos pe ăsta, foarte mișto e. Cadou, mă, curent. Este, pot să urc pe aici? Cred că da. Că e rusesc. Nu pot vă. Am crezut și eu că pot să urc. Obor, salutare, neobor, ce v-a avut tatăl să trăiești? Bine ai venit, nonorocitule! Uite aici, se poate face așa. Bam, bam. Sau acolo unde ți-a pusat, deschideți inventar dacă aveți că o să mai jos magazin articole. Hai că o vedem noi acum, imediat. Ia și aici avem ceva? Nu, ai grijă aici. Ok, grijă, nenorocitule. Nu pe aici nimic. Așa, pam, pam, că ne uităm. Ne uităm aferent. Nu, aici e liniște. Ce fă, mă, ne-au băzut? Nu, pe aici nimic. Pe aici nimic, după, aveți șanse să vă pice ceva bun, alt dreacu ce ești tu, cum o faci tu pe mine, să cheltui 10.000 de silver lines acum. Ia uite, mă. Aaa, pe de ce am zis, mă, așa? Mă, apropo, și cum dau? Așa. Vai, ce mișto. Vai, ce mișto e. Și cum? Cum fac? Stai așa, că facem acum așa. A, Y. Left control Y. Nu? Soane, nu știu. Deci, aha, aha. Acum îți vară cum vreau eu. Ce tare. Ce-a rămas? A pierdut controlul, bă. Așa. Mă pregătesc de realistic. Băi, dar începem treaba acum, pentru ce jucăm noi, nu? Nu jucăm noi pentru un tornado, mâncăia și gura lui. Ia vedeți că era acolo. Da, video, abia l-am luat pe Junkerul V7. Vezi că e foarte bun. Vezi că e foarte bun, stai răbdare să joci cu el. Oh, a, ok. L-am omorât pe ăla, Doamne ajută, deci am făcut puncte. Vezi că sunt foarte bune. Bă, trebuie să aveți, așa am fost și noi. Trebuie să aveți răbdare, trebuie să aveți ambiție. Dacă vă place, îl jucați. Dacă nu vă place, nu jucați. E foarte simplu. Eu vă recomand cu cea mai mare încredere și cu cea mai mare sinceritate, pentru că este cel mai bun. Nu există ceva mai bun. Ca temă, ca și nișă. Artileria gatova? Mă, ta mă! Elicopter 340. Cum a rămas dacă-l văd? L-a fost avion, tașcan scăpat. Aha, aha, am văzut ceva. I-am dat critical! I-am dat critical! Ha, 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 ha. Eu am și uitat că astea l-au făcut acum cu... dau center defense. De deblocat e ușor să stai să joci la 11-3 fără rachete pentru upgrade. Mamă, de deblocat e ușor, stai și joci la 11-0 cu el fără rachete pentru upgrade. David Hangiu, pe ce tankuri să merg mai departe, pe Tiger sau pe Pantera? Pamul, pambele. Flavius, bun și asta, bun și asta, bun și asta, foarte bun, nu că e bun. David, mergi pe ambele, frate, sunt ambele bune, dar Tiger-ul trebuie să stai cu el în unghi, ai grijă, trebuie să te uiți la tutoriale, să vezi cum e mai bine, să-l pui el cum e la drept, să-l pui așa, ultimat, când te întâlnești cu inamic, face-to-face. Ăsta e foarte bun. Mi-e place foarte mult ăsta.
Mamă, ce prost m-am băgat aici, jur. Ce prost m-am băgat aici și vă spun și de ce. Ce m-a luat, bă, prost! Dar e distrat. Repairing. Repairing. Ce l-am luat? Ce l-am luat, bă, prost? Hai mai am un pic. Ce este l-am luat, bă? M-a luat în spate, bă, v-am zis că nu e bună poziția asta aici, uite. De acolo m-a luat, eram sigur. Hai, hai. Oh, oh yes! Oh, yes! Ce-am putut la noi de aici? Ce-am putut la noi de aici? E asta? Când a apărut și tu tai s-a terminat cu Rusia, bias, exact, copil mic. Hai să încercăm așa. Bă, n-am dat și eu o bombă atomică, bă, dar și când o-i dau, mă. Avem avion în față, avem, că de-aia piuie scârba asta. Asta e și mai chiar rău de tot. Și uite aici cine m-a întrebat, computer balistic, da? Și a fost 8 și am pus eu aici, F9. Canon balistic on, rachete on, dar rachete nu am, așa că ia uitați-vă viteză ce are în stânga sus, 860-870 de km, păi niciodată nu o să ajungă a 10-le așa. O, căpșunică, salutare tata Paul, cu cel mai mare respect, Doamne ajută, la mulți ani să fim sănătos. Acum mă duc pe el. Este, are, au anti-eram. LKV 90, mă, mă mănâncă la pe pâine, uite. O pâine mă mănâncă, uite. Oho. Dar nu-l văd. Acolo? Ai reușit să și dai cu ea? Ia. M-a luat antierin. No. Nu merge. Nu merge, la bereu urmări nu pot să mă intru cu tabele aliste. Ia uite și pe ăla cu avion. Unii au și uitat cum e cu bomba. Ce scuți, ia uite, ia uite. Ia uite antierian de cele astea. Dați-mi și un pic. Ia stă un moment. Așa. Ia uite. S-a dus cârba, mă. Ia, stai că-l iau. Jeturile japoneze alea și așa... Că sunt ficționale, nu știu ce-i drept. Dar sunt scumpe, știu că sunt foarte scumpe. Hai, du-te de aici. Du-te un pic. Du-te un pic. Acasă. M-a luat tank. Mă gale și zonas. Iată, unde nu e în bază. Iată, stă unde stă scârba, mă. Mă, ce porcărie de tank o să mă rămas. Ce porcărie de tancă, nu-mi plac astea rusei de mărboate, Dumnezeu. Unde-i mă ăla?
Am pierdut. Știu că sunt foarte scumpe alea, jeturile alea, RY2, chestii de genul. Bun, ia să vedem câți bani am făcut noi aici. Nimic. 8.000. La bereu ăsta nu, ăsta e un bereu foarte greu. Ai un 9.3. Aurel, cum sunteți, domnul? Ai loc, coborâm mai jos, da, ai 9.3. Pe unde umbli mâine la ora asta? Mă duc la prietenul meu aici, prietenul meu din copilărie, prietenul meu bun, fiul meu, prietenă bună cu fiul ăia mare. Și cu ea mică. Nu, no, știi cum e? E în familie, între prieteni. Nu mă duc cu porcelă, cu dalea și mai vine o familie, trei familii stă. El are trei camere, stă mâine. Și-a bătări. Gata? Ne au trei și după aia ne mutăm pe un 5-6-6-7 Unde mă ala? De-l câștigai. Nu mă alege așa dacă-l văd. La avioane parcă era. Uite, a, nu, pe ăsta negru, cum dracu tu mai pe ăsta negru să-l pun? Scuzați-mă, bronzat, suedezul ăsta. Nu știu cum e dar. Ala, o fi fost frumos, așa cum se făceau înainte pe aeramuri. Păi, dar stai seama, sunt trei fete cu două, cinci fete vor fi în casă, copile, și noi adulții șase. Doamne, ce, mai mulți dintre ei, nu mai trebuie discuri. Am fost și la, am fost la revelioane, la gen restaurante, zici că te duci la nuntă, deci nu e nimic diferent. Am fost și la bairame, am fost și la discoteci. În 3-4 ori ai plecat acolo, ți-a luat și o grămadă bani, pleci beat de acolo, dacă te înveți bine, dacă nu, oricum îi vezi pe toți bezi, nu-ți mai place, nu te mai simți bine. Crezi, m-am încercat toate variantele și gangbang am încercat. Și swingeri. Asta e 9.3, mă, nu era 9.7? Deci avem AB. Hai la AB, ce mama dracu. Râde ce? Mai dracu ce sunteți voi. Doamne, băi, dracu, nenorociți, mă. Bă, nenorociți sunteți, mă. Hai să schimbăm la notri. Păi notri, nu e notri. Notri, mă, frate. Sau am greșit eu? Când am zis de gangbang, de-astea pe Wave, fratele meu. Wave-ul iubește comunitatea LGBT? Să vă pună dreacul să ziceți ceva de LGBT, că vă bagă și la pușcărie dacă ziceți ceva. Paul, dă-ți un pic ochelarii jos, că ce mai ai un pic să termin? Nenorocit ești, mă, bă, nenorocit ești, mă, n-am văzut așa ceva. O iuresc. Cum poți să spui așa ceva? Cum poți să spui așa ceva? Mie îmi place doar dacă vouă vă place. Am înțeles, mamă, iau-te ce a pus în linia, LGBT, căluci, cum zice, un icon. Ce a pus wave-ul meu? Salut, șefule, Andrew, salutare, ai noroc. Mamă, ce șmecher ăsta, 2S38, să moară, mă, ce șmecher ăsta. Hai să încercăm cu o criză între, mă. Ați dispărut de pe hartă, nu am dus dracu. Aaaa...
Salut șefule, 303 dacă nu mă înșel. Bă, dar e bun. Nu mai am nevoie, am deblocat toate. Nu mai am nevoie. Nu vrei încă un cartof? Nu, mulțumesc. Nu, mi-a dat hât sexy mama, mi-a dat tot ce mi-am dorit. Dă el cadou la toată lumea, a? Cum dă el cadou la toată lumea, ce suflet mare are el. Opa, deja ne-a luat, gata? Suflet mare și bun ce ești tu. Tancul ăla are penetrare 57, dar e bun că trage repede. A, am fost azi la cinema. Am prins ultimul bilet, o să... A, o să rup avatarul. Da, am înțeles că a fost filmea. Are de toate și ăla. Am înțeles că a fost filmea, e avatar, dar nu e genul meu de... La karting, what? Foarte tare. Bă, dacă el e așa generos, să-mi dea și mie o dămâie de golegan și îmi pun buschet pe tank. Păi el este generos, nu e problema asta. Dar dă-i cardul. Dă-i cardul că cum îți face cardul imediat, e nebun. Te ajut, dă și mie, iau-ți. Dă-ți cardul că vă rupe ăsta cu cadouri. Uite-mă, uite-mă, nu mai e pavel meu ăsta. Mamă, rupe la undeva pe aici, să moară, mă, să... Și credeți voi că nu se vine ăsta pe aici, pe undeva? Nu cred, mă. Păi și face el singur. Hai, bă, capul meu și mă la tot. Și acum, în situația asta, cu ce să mă aduc? Asta, că dacă mă ne omoară la ne rupe la în două... Acum iau-te. Acum nu mai avioanele mele. Doamne, uite pe aici trebuie să fie. Unde e? Am urmat. Aha, aha. Racheta. Au ce dracu e asta? Ah, l-am luat acum. Antieriana nu mai e niciun avion, să nu mai le înmastre. 60! Ne ducem pe jos, ne ducem 5-7 și jucăm un 5-7. Și ia uite asta. Aolo, Paulic, ai uitat. Rupe antierea, bă, e bună. Când l-ai prins, n-are ce să mai fac. M-a luat un Orion. Morțișorii tăi. Mai merge careva pe VMAX, nu știu ce e VMAX, nu vine acum, nu știu. M-a luat. M-am mâncat pe pâine, să moară asta, m-am mâncat efectiv. Ăsta cine l-a mai luat ăsta? Astea n-au termal. Uite, iar se vede foarte puternic albul, vedeți? Deci nu de la mine, frate. Nu-mi place, mie nu-mi place să joc cu dronele. Bine că am murit ăla, s-a dus drept. Mie nu-mi place să joc cu dronele. Ia uite-l. Uite-l aici, uite-l aici. Ce i-am dat-o! Target destroyed! Eu ar trebui să dau acum ăsta. Bă, ce frec! Stai, scuze. Juc așa? Ca să puteți și voi să-și vedeți ceva. Ia. Vedem cum se vede pe live acum ea. Așa ar trebui să juc. Vedeți? Mai văd și eu ceva. Dar nu prea mai văd eu acum, asta e ideea.
Zăpada asta în crapă vederea, exact. Mai bine joci cu multă știință. Hai, doamne, doamne. Sunteți invidios pe succesele altora. Hai, doamne. Da, sunt aici. Acum vin. Rareș, Lucianu, ai noroc, salutare. Ce v-am unde era Rareșul? Uite, mă uit la ceas acum. Cât e ceasul? 22 și 18. Ha, ha, ha. Am ceas de firmă, 8 lei. Mereu se poate face ceva. Pe World of Tanks nu-i rău deloc. Nu știu cum de pe World Thunder e așa albicioasă. Deci trebuie ochelari de soare. Lasă-mă că se rezolvă și astea. Uite, joci așa, uite, exact cum joc eu acum. Mă pregăteam să mă duc la sun, dar am văzut că-i live. Mă, are și ceasul 10. Ia. A tras nenorocitul. Uite-te și tu unde este nenorocit. Am ajuns și la 7-3 pe Germania, e bun. Vino, mă, nenorocitul, eu mai tragem cu echipii. Vino un coach. Te-ai dus acolo, camper, nenorocit, ce ești tu, camp. Eu mă duc după ei, tată, mie nu-mi e frică. Haideți să îngălbejim zăpada. Hai, doamne, doamne. Hai că-i dau eu acum să vă ustre ochii, că eu nu pot să joc așa, n-am cum. Ne adunăm tot ceapul și reușim să îngălbenim. Nu știu ce strigam monitorul, vă dau. Nu știu de ce, voievule. Nu știu de ce, chiar nu-mi dau seama. Arată mai bine pe World of Tanks la grafică. Ăsta e mai bine pe grafică? Da, mă, dar uite, în live se vede foarte albicios. Mașa, am treabă, sunt live. Mă cheamă, mă. Da, tata. Da, iubita lui tata, ia. Ce mă, tata, unde vrei să-ți la baie? Hai, ai deschis tu? Ce? Hai, mă, fata, vină cu aici. Hai, mă, tata. Așa, hai. Mă, fata, nu mă vedea, fata. Hai, dă-te mai gol. Nu stai, mă, pisică, ce are tata aici. Mă, doamne, tu. Ia, acum îți dau pe ea și așa, acum ce fac acum? Mașa, ce fac eu, tata, acum? Hm? Și acum ce faci? Cum ce-mi dați acum? Mai stau? Ha? Mai stau? Hai! Du-te aici! Așa, dar gameplay-ul de pe World of Tanks chiar e janic, e enervant. Lasă pisica să-și face! Hai, un 5-7, 6-7, că m-am săturat. Și sunetul când tragi cu tankul zici că trage cu cașcaval. Bă, hai să jucăm un 5-7. Hai, mă, un 5-7 tankuri, mă. Șterge monitorul și hai să vezi imaginea. Corect. Ia uitați ce are tot acum. Vin și eu la 5-7. Din păcate nu mai rog, Dragoș. Bă, parcă mai ok așa, nu? Așa e, ia. Bă, vezi tu ca lumea asta. Hai că-l dau așa, mă, că n-a. 300, 400. Vezi tu ca lumea. Gata toată lumea. Dar, sincer, prefer World Thunder-ul din toată inima. Era copil. Eram copil cu mușchi, că m-am apucat. Gata, toată lumea, nu o să ne dea nemci. După ce lume te-ai născut, bariul ăsta, bariul la România. Bă, te-ai văzut, mă, ruși cu nemci. Ia vezi că te așteptăm acum ruși cu nemci.
Bă, haide mă, să facem un custom. Cu comentator? Avem un impostor. Poți să vedem, Anion. Avem, nenorocit. Nenorocit, pardon. Bun, o să vă găsească meci, exact. Mamă, după ce termin live-ul, mai mâncăm și noi o cealaltă de bluf, așa un pic, să ne simțim stomacul plin. Paul, amintește-mi să-ți fac cadou o nocturnă de stadion să vezi mai bine. Oprește. S-a trezit. S-a trezit nenorocit. Te-ai auzit aminte. N-ai nemți. N-ai tu nemți, mă, nu ți-e mă așa un pic rușine. N-ai tu nemți, te bași tu cu rușii. Domn peste nemții noștri. Gata? Hai. Doamne ajută. Cine ne ajută? Joacă la Val de pe cea săracu și caută și el jucător, mă, de War Thunder pe navă, mă. Bă, din păcate, nu noi. Ia, ales clar. Haide. Uite, mai știi german în onorogii tu că a lucrat pe afară până în Germania, până Austria. Nu, nu joacă nimeni. Ce hartă frumoasă, n-o vorosesc. Păi, trebuie să-mi șterg ochelarii Google. Hai, nu mai vedem eu tancurile, că sunt așa, o, băievule. Aola. Bun, uite cine m-a întrebat de Pantera. E rapidă. Dar e binevenit, exact. Moebu, dacă ai ceva întrebări, dacă aveți, apropo. Grigore Adrian, eu mă joc nave la japonez. Ia uite, împrietenește-te cu Moebu să jucați împreună. Bine ai venit, Grigore, să aibă și în sfârșit și a găsit. Știți, mă, ați văzut când, sau nu știu, când mai vedeți copii așa în parc, dau 4-5 ani și eu, și văd un alt copil și ce vrei să fii prietenul meu sau prietena mea? Da, hai să ne jucăm împreună. Exact așa e Wave-ul, mă. Bucure, hai la... La, mă, frate. Exact așa e Wave-ul. Și acum eram în meci cu la japonez cu 7-0 și mi-am găsit prieten să ne jucăm împreună. Vai, ce frumos! Aoleu, dar ce greu merge ăsta. Ne-a băgat cu 7, 6, 7, când ne-a băgat. Aoleu! Ia. Ia, să aude ușa. Prietenia adevărată se începe cu o bătaie. Ce facem, mă, așa? Mai am timp să iau, nu mai am timp. Ce băieț bun. Eu mi-am văzut că îmi sparge buzunarul. Nu e adevărat. Grigore, te scola o plută. Am auzit și pe asta. Te scola o plută. Aoleu, mașa, ce ai făcut? Ai dărâmat televizorul de pe hol. Mami, vezi că asta a dărâmat sacul cu mâncare, săculețul cu mâncare. M-a plăcut, ai televizorul de pe hol, nu? Dacă a dărâmat săculețul cu mâncare de pe hol. Bă, ce i-a dat-o lui ăla target din solidutații, mă, și eu, bă, unde i-a dat-o? Mâncare, mama, mâncare, caută mâncare. Bă, dar ce i-am dat-o nobului, mă, pe fereastră, mă. Ia uite ce se duce săraca după sac, e lișinată de foame. Aici eu zic să stăm cu minți, că vine băiatul, uite acum apare. Acum apare. Și eu de tata aici, ia să vedeți. Foarte mult. Target destroyed. Bine, mă. Bravo. Acum l-am văzut pe ăla și s-a dus ghileaua aia, exact. Mamă, ce bine a ieșit ăsta. Și cine e în spatele meu, domnilea? Mary, Christmas, Alina, România, te sparg, domnul Marius. Bă, Marius, mâncăm și noi șoriciul ăla împreună, bem și noi un șpriț. Unde-i șprițul ăla de care e tot cu obor scoaste? S-a dus. Mai stăm? Mă împinge, mă, ăsta mă împinge de la spate. Îmi vrea numai binele. Vai, ce clear.
Ia uite unde sunt ăștia. Că vă arătat pe voi, de boschetari. Băi, și m-am dus, frate. Mă duc că nu mai am, ăștia nu mai au chef de mine. Până nu se termină eventul, iau-te. Dacă reușesc să trec, iau-te. Da. Dacă reușesc să trec, știu, l-am văzut, lasă, nu-mi dau... Nu-mi dau poziția de gol. Aveți grijă aici, băieții mei. Și aici vin. Aveți mare grijă. Eu formez cu Zippo, nu știu ce e Zippo. I-am luat ceva ăla. Bine, mă! Ăla e mort, mă, friend. Eu l-am omorât pe ăla. Bine, animal. Știi, păcate, ce te mănâncă pe tine în curs să te bagi tu acolo, să vă băgați când poți să vină ei? Iau. Ia și foc acum, altă. Exact ce spuneam, frate. Nu vă mai aventurați. Dacă pui piticul pe cupolă... E la comandant. Știu, știu, că îi trage acolo și moare. Am nevoie de susține, lăsați-i pe ei să vină ei încoace. Nu eu să mă duc la ei. Uite-l cum vine, uite-l cum vine, uite-l cum vine. Ia să vedem cum ne dau eu lui pe fereastră. Fuck, nu e mult. Mari, fugi de acolo. Fuck, uite-l aici. Știu, 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 dar... Am 4 distrugători la japoneză. O, bine! Fucking shit! Fuck, fuck, uite-l, m-a văzut. Uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici, uite-l aici. La revedere. Eu care credeam că aveți și cruzere. Bă, smoke, ce să-i mai dat smoke? Ce-a văzut ăla, gata, la revedere, s-a terminat. Uite, intrăm cu dumnealui. Ăsta n-am bombe. Hai să ne luăm ăsta. Na, nu îmi place mie să joc cu ăsta. Până încarcă, până să frecă, până... Na, na. Am recupantul american, heavy cruiser, dar dacă joc, la joc moare tigaia. Dragilor, nu uitați să-mi dați și mie un like, dislike, abonare, dezabonare, ce vreți voi pe acolo. Se vă luat ăla, dă-mi C, dă-mi B. A murit ăla, dă-mi B. A murit și ăla. Mai spuneți voi că e unul pe aici, a murit și ăsta. Uite. Hai să trecăm și eu pe ăsta. Dar nici nu las bomba, știi? Am pierdut, nu. E, păi dacă tot... Dacă tot... Am luat și avionul și am luat și ăla. Deci am luat cu bomba, am luat și distrugătorul și antiaerianul și am luat și avionul. Că ești gura lui, cum știe el, mă, să trage el și cu avionul și cu tankul și cu bomba, bă.
Așa, ești cam nehotărâtă, să mă ierte Dumnezeu. Hai, du-te, tati. Nu-i place camera, am încercat eu să o bag pe live-ul, nu. Nu, nu, nu-i place. Hai să ne ducem să luăm asta. Ăla e al meu, e spooky chiar. Hai să aterizăm, zic. Bă, dar ce i-am dat bombarul ăla, mă? Ia mă, te-ai găsit tu să tragi mine, mă, pe bune? Tu te-ai găsit să tragi tu în mine, mă. Scârbă, care ești tu, scârbă. Hai că mă mănâncă părul acum, mă rog, chelia. Au pus și aici lumină. Mamă, deci exact când s-a deschis ăla, exact când s-a deschis trenul de aterizare, exact atunci am pus și orocele pe ăsta. Bă, Paulic, nu te supăra pe mine, dar ești bun, bă, ești dat dracu, mă. Să te năpista, aia e mai nasul. Aoleu, Paulică, de când ai mai jucat? Eu, s-a terminat pista, dar eu m-am încadrat în ea. Hai, Doamne, să înceapă bătălia! Stai să-i dau ghirap. Nu merge. Așteptă-ți cu mine 17 oameni, Doamne ajută, mulțumesc mult de tot. Dacă acest mers băgaș la păcănele, vă rog, m-am apucat de Suede, mi se pare interesantă țara, acum știu cât de bună, da, e bună Suedia, crede-mă, mie îmi place Suedia. Așa, băgați la păcănele, Paul, după acest mers băgați la păcănele, vă rog, este foarte bună, nu știu ce-i păcănele, ogule. Mi se pare interesantă țara. Amu, nu știu cât de bună o să fie după și apoi vezi că mie îmi place la 10-0. Deci mie Suedia nu-mi place la 11-0, îmi place la 10-0. Așa că, dragul meu, bă, Spooky, nu, deci ăsta e un hacker nenorocit, nenorocit, scuze eu. Mă refer la cutiile alea. Hai le găsim, da, și după aia închidem și noi live. Uite, mă, nenorocitul, cum e, mă, după primul ăla? Mă disperă. Aha, aha. Bine, băiatul. Apropo, rezoluția, aha, 2100 e mai bun decât 1144, corect? Ia uite-l pe nenorocit. Ia uite-l pe nenorocit. Ah, doar hit, bă, bomba mică. Bomba mică, bă. Interesant este 2 că ce-o dă din orice unghi, dar la încărcare mă omoară. Păi asta e. Aia nici mie nu-mi place. Eu n-am nevoie să stau să... Nu am nevoie de penetrare din orice unghi. Că până la urmă știi cum e. Joc și știu unde să trag. Eu am nevoie să încarce repede gogul. Îi iau ceva, iau ceva. You know? Ridică-te, mă, ta, în cur cu ea cu tot. Tragi, tragi. Nu vine niciun avion de la ei? Nimic, bă. Aha, bine limanul. Bine, mă, bine, animalul.
Bine, mă, tăticule, mă. Are you welcome? Nu da nimic nou, aha, nu. Ba da, uite-l aici. Uite pe aici. PTR-ul. Nu știați că tankurile erau folosite și ca și atelier se punea... Păi, nu, până la urmă... Știi cum e? Până la urmă trebuie să-ți vezi... Oh, ia să intrăm cu șturmul. Până la urmă trebuie să-ți vezi interesul Google. Da, T-34-85 e un tank cu care îți faci grind. Spuneți-vă, rog, 1400, doamne, Paul, ce este casa asta? Ai bază, dar acum ne lanțe, că nu l-ai și tu. 1440, mai slabă imaginea ca 2160, corect? 2160 parcă e 2K, nu? Sau cum e? Sau 4K, că voi știți mai bine ca mine. Ar putea să-i și batem, fiți atenți aici. Cu cât mai multe cifre, cu atât mai bine. Gata, thank you so much. Deci rămân pe 2100, nu știu cât. 2K nu este mare lucru, adică mai bine mergi direct pe 4K. Măi, am 2100 și nu știu cum mi-a zis brigada că e 4K, nu? 2100 și ceva. Ok, bine mă, bine mă, băiatul, uite bă, numai pe primul loc e mă mâncăiești, băiat, mai e un jucător, gata, mai am bătut. Pixele, azi sunt mai comprimați cu cât sunt mai mulți pe ecran, cu atât e mai bine, gata, am înțeles. Da, și mai clară imaginea, normal. Asta-i spooky. Acum încerc să mă duc să văd dacă pot să dau și unul pe el. Uite așa. Bă, nu este un tank. Încarcă foarte greu, are penetrare foarte tare. El, în realitate, a fost construit să demoleze poduri, cazemate, baricade și chestii de genul. Prea ce face cu el, e un tank așa de event, ăsta e de la event. Eu nu, uite-te și tu cât încarc, păi dacă iese doi încarcă greu ăsta, ce să mai zic de el? Acum mă duc să văd. Uite mă, a căzut animal, mă. Dar cum dau asta? Că nu mai știu cum să dau. Mamă, dar lua casa, vă sunteți nebuni. Dragilor, hai să deschidem un cufăr, să ne zice voi cum să deschidem un cufăr. Și cam atât, dacă nu mâine, cam atât anul ăsta. Vă mulțumesc pentru colaborarea frumoasă din 2022, să avem o colaborare la fel de frumoasă sau și mai frumoasă ca în 2022. 2023 să vă aducă poftă de War Thunder, să vă aducă poftă de mine, să fim sănătoși, că asta e cel mai important, și de rest avem noi grijă. 2K 1440, 2560 ori așa, 4K. Și eu cum am, 2160, așa am eu. A, deci eu am 4K acum, nu? Fățule. Aha, aha. Bun, deci acum deschid așa. Ce deschid, mă? Items. Logică, 4K rupe la distanță pe ordinator. Aha, ok. Unde mă, trofii?
Item shop. Uită-l. Uită-ți-l. Unde e, mă, mâncați? Unde mă-l vezi, mă, mâncați? E jugura ta. A. A, ăsta, mă? Ăsta? Și ce câștig aici? 10.000 de golden eagles, gata, mă? 100? Nu. Unul singur. Nu, mă, două, hai. Da, eu joc pe HD. Ia să vedem, mă. Două chesturi, mă, haide, mă. Și acum ce fac? Unde sunt? Andy mi-a luat și eu așa. Cheie la asta de gheață e bombă. Bun, și acum ce fac? Inventar. Aha. Am două. Consum. Wager. Wager-ul mătii. Așa, și mai am una, parcă? Nu mai am niciuna? Mă, ce drecu. La mulți ani, s-a mai dus un an din viață, ce tinerețea odată cu ea, dar nu ne pare rău că jucăm mortan, dar așa e. Hai, mă, ce dracu, terminați-vă cu porcările astea, sunt făcute ca să vă ia bani. Consum. Hai, mai trebuie unul. Da? Mă duc pe el. Unde e aici? Consum. Nu mi l-a mai dat. De ce? Nu mai dat de domnul Paul. Salut, Paul, salut. Da, să-i dracu. Nu mai dat domnul Paul. Gata, le-am terminat, nu mai știu. E o mare porcărie, trebuie cheie. A, am înțeles, gata, dă-l ce zici. Vă trebuie almighty cheie, am înțeles. A, era aia ce aveam eu pe aici? Am înțeles, s-a dus dracu, nu mai contează. Cea mai mare țeapă, exact, dai banii de pomană, pur și simplu. Mai cumpărați o cheie, să mor eu că mai cumpăr o cheie. Dragilor, încă o dată, să fim sănătoși, la mulți ani, să vă bucurați de War Thunder, să fiți calmi, să vă iubiți aproapele, să vă iubiți părinții, frații, mamele, bunicii. Bă, să avem poftă de War Thunder, dar nu în ultimul rând sănătate și să fim sănătoși, să fim fericiți, că e cel mai important. Altfel joci War Thunder fericit, altfel joci prodispos. Seară bună, s-ar putea să mai fac și mâine live, dar nu știu exact. În principiu, eu vă mulțumesc că în 2022 ați fost cu mine și vă doresc ca și în 2023 să fiți la fel de frumoși și chiar mai frumoși. Te las, domnul Paul, un an nou fericit, să fiți sănătos, să ne auzim mult de sănătoși. Doamne ajută, mulțumim lui Dumnezeu. V-am pupat și nu uitați, pocăiți-vă în onorocizul și jucați War Thunder. V-am pupat. Pa!